ce facem aici? Suntem la... Stai că vine unul. Un potențial alegător. Ia zi, cocoșel. De fapt, ce cocoșel? Băun? Că-i mai pretențios? Ia zi, ce dorește sufletul dumneavoastră tricolor de domn primar, a? Sărumâinile, sărumâinile! Vai, dar sărumâinile, sărumâinișițele dumneavoastră! Ce face o domnișoară așa singurică ca tine, aici, singură ziua la miaza mare? Ete, ce să fac, domn tricolor? Fac trotuarul! Că de când promis tu că îl faci, îl fac eu înaintea ta! Da, cu ce ocazie pe aici? Ai greșit adresa? Că nu știu dacă știi, de aici, pe partea asta de centură, se face altfel de lucrări. Dacă înțelegi ce vreau să zic. Nu, Lucreția, dragă, aveam treabă fix cu tine. Păi la ora asta, adică că tu de obicei veneai seara ca să nu te vadă alegătorii. Nu, dar nu de treabă de aia, Lucreția. Nu, nu, nu. Hai, hai, te rog, intră în mașină, că am ceva de discutat cu tine, dacă nu te superi. Hai. Bine, boss. Dar de câte ori n-am auzit eu asta? Hai, intră în mașină, că nu-ți fac nimic. Și uite cum am ajuns. Haide, haide, te rog, ai grijă cum te așezi. Ia zi, stai comod, stai bine, dăm drumul la căldură, la răcoare, la ce dorești tu. Dacă vrei, dăm cavare și masaj, scaunul ăsta are de toate mașina asta, să știi. Da, știu, boss, că toată lumea zice că n-ai făcut ABC-ul ăla clasic, apă, canalizare, becuri. L-ai făcut pe ăla din garaj al tău. Adică Audi, BMW, Q7. Da, dar ăla nu e Q, ăla e Q. Păi da, dar tu ai mașini de la ăla Q. Da, ia zi, boss, de ce m-ai chemat aici? Ia zi, ce? Vrei să-mi dai și mie pomeni de alea electorale ca la babe cu zahăr, ulei, găleță? Că eu n-am nevoie. Păi nu! Că eu îi duc pe toți cu zahărelul când mă dau cu ulei și la sfârșit găleata o primește fiecare. Dacă înțelegi ce vreau să zic! Păi nu, nu mă interesează asta, dragă Lucreție. Eu aș vrea acum să aloc bani noi pentru comună. Apropo, domnul tricolor, apropo de proiect, nu vrei să facem proiect nou cu mine? Cum e prima casă să fie prima găleată? Dai mie banii și eu trec cu găleata pe la fiecare? Lucreția, draga mea, aș avea nevoie, mare nevoie de ajutorul tău. Fii atentă cum mă poți tu ajuta pe mine. Fiindcă acum vine campania electorală și am nevoie de puțină reclamă agresivă și tu, hai să fim sinceri, ești o persoană sociabilă și oricum a trecut tot orașul pe la tine. Și aș avea nevoie, dacă ai putea pune tu o vorbă bună, știi cum e? Campania electorală agresivă. Că oricum ești mai ieftin cu tine decât dacă dau fac pomeni electorale. Tu oricum îi faci să simtă bine atunci când le dai flyerul. Am agățat flyerul și am dat flyerul. Păi vezi, mă, Lucreția, că te duce capul. Dar tu ești fată deșteaptă, mă. Și cunoscută, că la tine trece toată lumea. Și peștii mari, și peștii mici. Și peștii de la concurență, adevărat, boțule. Eu cred că dacă încep să candidez, să mă rămâțe dacă nu câștig. Vai, 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 dar chiar te rog, nu candida. Așa am zis și la ultimul care mi-a dat mâncărim. Te rog, nu candida, nu candida. Și până la urmă mi-a dat-o. O să fii atent. Dacă eu te ajut pe tine. Da. Mie ce-mi iese? Lucreția, fac orice vrei tu. Mărim centura, o fac cu 4 benzi. Să vină cât mai multe tiruri pe aici, să treacă, să avem tranzit pe tot orașul. Cât mai mare, nu contează. Oh, păi dacă faci așa, nu o să mai fie centură, o să fie direct brâu. O să vină aia la pușca și cu reaua înaltă. Da, exact, exact. Facem ca la Mec. Facem drive-in la Lucreția. Oricum tu ești atracția orașului. Deschizi geamul și comanzi, nu, reparăm și centură și tot. Ha, nebunule, nu repara centura, lasă așa cu grăb, că nu e numai bună, că dacă vine omul, încetinește când vede câte o groapă și vede ce are fata de etalat, atunci îi se face poftă, îi curge o băluță și oprește la Mac drive-ul lui Lucreția. Eu ce am? Meniu cu piept de pui, meniu cu copănele. Bun, și atunci ce pot eu să fac pentru tine ca să te simți mai bine? Zi, vrei să spun niște copaci să nu te mai bat soarele în cap aici? Nu, cu soarele nu e problemă cu că mă bate. Cu Gianni vorbești. Da, gata, vorbesc cu Gianni, ce dracu, dar și el e membru de partid, nu? Spune-mi ce altceva ai mai vrea tu și eu te ajut. Dacă mai am nevoie de ceva, poți fi atent aici. Ne. E zi. Sunt eu cea mai cunoscută din oraș? Da. Sunt în relații bune cu toți? Chiar foarte bune. Și dese. Bine, boss, fii atent. Te ajut, dar mai am o singură condiție. Perfect, oricare, oricare, ce dorește sufletelul tău, spune. Stai
voi stați la conferința asta de presă ca să verific ce microfonul. Hai, dă-i 10, dă-i 10. Dar cum l-am spus, băi, așa mare și negru, cum îmi place mie. Cu trei mă descurc, mâncați așa. Hai, ia cu întrebările. Doamna purtătoare de cuvânt, care sunt planurile candidatului dumneavoastră legat de asfaltarea străzilor? Altă întrebare! Dar legat de canalizare. Altă întrebare! Cum răspundeți dumneavoastră acuzațiilor că ați făcut prostituție înainte de politică? Bun, ce vrei? Asta-i viața! Azi ești purtătoare de boli, mâine ești purtătoare de cuvânt! Asta-i viața! Dar nu credeți că este o problemă având trecutul ăsta? Boss, ce dracu, boss? La câte curve sunt în politica asta, eu sunt, știți cum, cea mai mică și cea mai cinstită dintre toți. Hai, vă pup și ne vedem la vot!